Urmează știrile Smile FM, prezentate de Cătălin Sâmpetru. Spitalul județean de urgență Vaslui a trecut cu bine de vizita de evaluare care a avut loc la începutul acestei luni. Comisia a fost formată din 6 evaluatori, medici, asistenți și evaluatori independenți. Evaluatorii au fost surprinși de modul în care arată unitatea de sănătate. Spitalul județean de urgență Vaslui este unul din cele mai curate spitale din România și are o dotare superioară multor spitale din București. Ana Rinder, directorul Spitalului județean de urgență Vaslui, a spus că în cel de-al doilea ciclu de evaluare au fost verificate toate activitățile unității de sănătate. Evaluarea a avut loc în condiții foarte bune. Impresia generală cred că este foarte bună. Vom vedea rezultatele concrete. Într-o perioadă scurtă vom primi certificatul de acreditare, a spus Ana Rinder. Cum era de așteptat, evaluatorii au mai identificat și unele neconformități legate de infrastructură sau proceduri medicale, deficiențe care vor fi rezolvate în cel mai scurt timp până la cel de-al treilea ciclu de acreditare. Evaluatorii se așteptau să găsească o locație nu tocmai bună. Știm cu toții că imaginea Vasluiului nu este una bună. Spitalul județean de urgență Vaslui este unul dintre cele mai curate spitale pe care le-au vizitat și printre cele mai dotate. Dotarea este mai bună ca la multe spitale din București. Sper să obținem certificatul de acreditare, a mai spus Ana Rinder. Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Albița efectuează cercetări în privința unui bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova care a fost depistat conducând un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil de ținut nu îi dădea dreptul. Astfel, în data de 7 iulie anul curent, în jurul orei 11 și 15 minute, în punctul de trecere a frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru a ieși din țară un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova în vârstă de 62 de ani, conducând un ansamblu rutier format dintr-un vehicul și o remorcă. La controlul de frontieră, în urma verificărilor specifice efectuate, colegii noștri au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere valabil pentru categoria E, necesară pentru a putea conduce ansamblul rutier în cauză. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii conducerii pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv. La finalizare, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, a precizat purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui, comisarul de poliție Irina Mirică. Fermierii din județul Vaslui sunt interesați de ajutorul de minimis pentru susținerea producției de cartofi. În ultimele zile s-au înscris în program 2 fermieri și sunt și alte persoane interesate de acest program de sprijin. Până la data de 15 iulie se pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de minimis în valoare de 200 de euro la hectar. Cererile de înscriere în program se pot depune atât la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui, cât și prin mijloacele electronice și sau poștă curierat. În județul Vaslui nu este o tradiție de cultivare a cartofilor pe terenurile extravilane, pentru ca apoi producția să fie comercializată în piețele agroalimentare. Cartofii care se cultivă în gospodăriile țărănești sunt mai mult pentru autoconsum. Avem 2 fermieri din Păinești și Ivănești care s-au înscris în acest program, a spus Gigel Crudu, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui. Prevederile schemei de ajutor de minimis se aplică pentru culturile de cartofi de consum următoarele categorii: producătorilor agricoli, persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producătorilor agricoli, persoane juridice. Valorificarea producției de cartofi de consum se face până cel târziu la data de 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere. Cinematograful din municipiul Huș este într-un amplu proces de modernizare. Lucrările de renovare a clădirii se vor finaliza în cursul lunii septembrie, iar autoritățile locale se așteaptă ca hușenii să aprecieze această investiție. Am fost în zilele trecute cu cineva la Casa de Cultură și am primit aprecieri pentru modul în care a fost modernizată. Sper că și cinematograful o să arate conform cerințelor pe care le-am impus noi prin proiect, a spus Ioan Ciupilan, primarul municipiului Huș. Locația va fi echipată cu toate dotările necesare pentru a derula filmul
filme 3D, dar și pentru organizarea unor spectacole. Este vorba despre rețele de sonorizare moderne, izolare fonică pentru a nu deranja cu absolut nimic, un sistem de lumini performant. Dotările vor fi la cel mai înalt nivel, astfel încât să te poți relaxa în cele 2-3 ore cât stai acolo. Dacă sunt persoane din municipiu care merg la Iași la cinema, înseamnă că hușenii își doresc să funcționeze și acest cinematograf. Pentru că altfel nu-l preluam de la Sahia, nu treceau 10 ani până am găsit soluții de finanțare. Când l-am preluat, știam că nu am bani, dar știam că am să-i găsesc. I-am găsit, a mai spus Ioan Ciupilan. Pe 20 iulie, la Casa Orășenească de Cultură Neculai Cioată din Negrești, în intervalul orar 10-13, va avea loc a doua ediție a Târgului Locurilor de Muncă, eveniment organizat la inițiativa Primăriei Orașului Negrești, care anul acesta va beneficia de sprijinul a doi parteneri, Gal Ștefan cel Mare și Fundația Corona din Iași, care au experiență în derulare de proiecte pentru care oferă sprijin beneficiarilor pentru găsirea unui loc de muncă, servicii de informare, orientare și consiliere profesională, servicii de mediere pe piața internă, programe de formare profesională, educație antreprenorială și sprijin în înființarea de noi afaceri prin acordarea de microgranturi. Anul trecut, la prima ediție organizată de primărie, au fost prezenți 6 angajatori din domenii precum producție și comercializare de mobilă, confecții textile, construcții, prelucrare produse din carne, producție de obiecte sanitare. Anul acesta am început din timp pregătirile pentru organizarea Târgului Locurilor de Muncă pentru a face posibilă atât participarea unui număr mai mare de angajatori, cât și a unui număr mai mare de persoane în căutarea unui loc de muncă din mai multe localități, spun reprezentanții Primăriei Negrești. Consiliul Județean s-a reunit la Centrul de Afaceri Vaslui pentru a actualiza devizele mai multor proiecte pe care instituția le are în derulare. Constructorii au solicitat ajustarea valorilor contractelor în acord cu majorarea prețului materialelor de construcții, creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale a combustibilului. Pentru proiectul care vizează construirea centrului de criză pentru persoanele cu dizabilități în Bălești, Cozmești, spre exemplu, cheltuielile neeligibile au crescut cu 25.427 lei cu TVA. În schimb, la proiectul privind construcția a 3 locuințe protejate în Hoceni, actualizarea indicatorilor tehnico-economici are un impact pozitiv asupra bugetului local în sensul diminuării cuantumului cheltuielilor neeligibile cu suma de 116.781 lei. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern lansat în dezbatere publică de Ministerul Economiei, firme mici sau mari din industria prelucrătoare vor putea beneficia de un sprijin financiar de la stat între 15.000 și 200.000 de euro pentru dezvoltarea economiei circulare. Ministerul Economiei informează că scopul proiectului este atât dezvoltarea de sectoare industriale noi, cât și revitalizarea sectoarelor industriale tradiționale prin procesarea și utilizarea resurselor deja existente, a deșeurilor care au un impact negativ accentuat la nivel național, dar și internațional. Economia circulară trebuie să fie un obiectiv de management pentru oricare companie din România. Principiile promovate prin economia circulară generează un dublu efect, respectiv protejarea mediului și un plus valoare pe lanțul economic. Pentru încurajarea unor astfel de planuri de management la nivelul companiilor, Ministerul Economiei a elaborat un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin programul de tranziție către economia circulară pentru industria prelucrătoare. Toți cei care depun proiecte de investiții în care vor include componenta de economie circulară vor beneficia de sprijin financiar între 15.000 și 200.000 de euro din partea statului, a transmis Florin Spătaru, ministrul economiei. Fără benzină, fără motorină, fără curent electric. Adrian Roșca, din satul Hreașca, județul Vaslui, a brevetat un sistem de propulsie pe bază de aer comprimat ce folosește principiul prismei de blocare, ce ar putea revoluționa mobilitatea într-un viitor nu foarte îndepărtat. Adrian Roșca a brevetat un sistem de propulsie revoluționar pe bază de aer comprimat care elimină sistemul bielă-manivelă, ambreiajul, cutia de viteze, planetarele și diferențialul și anulează astfel pierderile de energie și putere la care obligă aceste mecanisme. Și a realizat un prototip de vehicul al viitorului, botezat Rosmar H. Este mașina viitorului pentru că va muta toată omenirea la un nivel uluitor, deci va produce o revoluție în lumea automoto. De fapt, toate vehiculele, trenuri, mașini, tramvaie, motociclete, avioane, tiruri, vor fi făcute după această invenție. Este cea mai performantă mașină a lumii și cea mai ecologică, susține inventatorul vasluian. Principiul de bază este prisma de blocare. Mașina asta se blochează la orice fel de suprafață, că e vertical,
verticală, că e orizontală, că e oblică, nu are importanță. Ea se va bloca la aceeași suprafață și va trece peste ea. Va urca pe munți, va coborâ de pe munți, va urca la 90 de grade, va coborâ la 90 de grade. Putem, de exemplu, să facem o jucărie după ea pe care copiii să o pună jos pe pardoseală, să urce pe pereți, să meargă pe tavan și să coboare pe pereți, explică Adrian Roșca. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Burlad. Smile FM. Demi Lovato. Hey, this is Dua Lipa. Hey, yo, it's DJ Khaled. This is Smile FM.